Această emisiune este sponsorizată de lasvegas.ro. Fraților, suma tuturor respectelor, eu sunt Doru Crăciun, iar împreună suntem la colecția Pontul Nostru. Astăzi, episodul cu numărul 155 din cea mai urmărită emisiune de pariuri sportive din România. Și nu doar aceste episoade, ci și nebuniile de pe live. Vă spun cu toată sinceritatea, nu am obosit. Îi dăm înainte, fraților, cu încredere. Am depășit profitul pe luna octombrie cu 11.000 de lei, deci am trecut de pragul de 11.000 de lei profit în luna octombrie. Mai avem câteva zile și să sperăm că, de ce nu, mai creștem puțin profitul. A fost o adevărată nebunie pe Champions League și parcă simt pe undeva că mi-am luat revanșa pentru toate dezastrele din trecut și haide să vă arăt și de ce spun acest lucru. O aruncăm pentru început o privire peste aceste recomandări pe care le-am oferit pe UEFA Champions League. Atenție, 14 din 16 câștigătoare și nu o spun ca o laudă, pentru că v-am zis, nu am nevoie de publicitate, de laude și așa mai departe pentru munca pe care o facem noi. Eu vă spun că am prins 14 din 16 doar în speranța și cu încrederea că foarte, foarte, foarte mulți dintre voi ați profitat. Chiar azi dimineață mă uitam, aveam peste 13.000 de vizualizări la ultimul episod. Din 13.000 de vizualizări, cu siguranță foarte mulți oameni s-au bazat pe aceste recomandări. Și iată că am reușit să prindem cote foarte inspirate pe la un PSG Maccabi, peste 1,5 goluri marcate de gazde în prima repriză. Frankfurt-Marseille 1x și peste 1,5 goluri în 80. Atenție! La Dortmund cu Manchester City, un meci care a nenorocit o planetă întreagă jucându-l voi pe goluri și nu cred că ați greșit. Eu v-am zis, atenție, s-ar putea să fie cu totul altfel și așa s-a întâmplat, am avut dreptate. Am jucat de egalitate cel puțin o repriză 1.68 și putea fi procentaj de 100%, ceea ce cred că era ceva ireal. Puteam să prindem 16 din 16. Doar că la Ajax cu Liverpool am avut GG și peste 2,5 goluri. Ajax nu a marcat. Și am mai avut la Sevilla cu Copenhaga gol în ambele reprize, respectiva cotă nu mai a ieșit, nu s-a marcat în prima repriză, s-au marcat 3 boabe în cea de-a doua repriză. Fraților, sunt 14 ponturi corecte din 16, doar trebuia să vă uitați la episodul cu numărul 54. A fost săptămâna noastră, a fost săptămâna noastră. De ce spun asta? 4 din 4 bilete câștigătoare. 4 din 4 bilete câștigătoare pe UEFA Champions League. Orice jucați, nu ați fi avut cum să nu câștigați, dar că ne referim doar la bilete, da? Marți seara am avut bilet în cotă 3.58, 3.50 câștigător și bilet în cotă 6.06 câștigător, marți seara. Apoi miercuri seara bilet în cotă 2.19 câștigător, bilet în cotă 3.33 câștigător. Deci 2 cote, 3 o cotă, 2 o cotă de 6.6. Băi, nu putem să ne îmbogățim din pariuri, că nu vă putem promite asta. Bă, dar când ai astfel de procentaje, chiar ai fost inspirat. De asta zic, 4 din 4 bilete câștigătoare, 14 din 16 sugestii bifate, profit de 11.000 de lei în luna octombrie. Iată că se poate. Și n-am jucat sume astronomice, să-și da, bă, Doru, lasă că ai pus pe un bilet 7.000 de lei, ai luat 1.800 de lei și acolo ai făcut profitul. Nu, am jucat 500, 300, 400. Poate nu orice om își permite să joace totuși sumele astea. Doar am plecat de la 6.000 de lei și am făcut, și am făcut 17.000 de lei. Păi, se poate, se poate. Dar eu sunt convins că vor veni și lunile alea rele în care ne vor nenoroci. Pe live, miercuri seara, vă spun sincer, cea mai mare mulțumire a fost că nu a venit ambulanța. Și pentru cei care n-au văzut live-ul dubla cu numărul 24 de miercuri seara, cel mai mare câștig a fost faptul că nu a venit ambulanța. De ce? Pentru că am avut gol marcat de Harry Kane în Tottenham cu Sporting. Și știți prea bine ce s-a întâmplat. Centrare de pe partea stângă, o preluare, minge la Harry Kane în minutul 96, când nimeni nu mai credea. Gol Harry Kane, am dansat din nou ca Shakira, dansul care m-a consacrat, pentru că sunt un magic of the dance, un lord of the dance până la urmă și în acest domeniu. Nu cred că este dansator mai bine, mai bun ca mine în România. Mihai Petre, am înțeles că plânge când se uită la dansurile mele.
Dă Harry Kane gol, dansăm ca la nebuni și apoi după două minute ne anulează golul. Realmente am simțit așa un sentiment de asta de sfârșală, fraților. Ploapele mi-au căzut una peste alta. Bineînțeles că m-am strecurat printre birou, era să mor, dar până la urmă mi-am revenit. Asta a fost pe live, o nebunie totală. Dar chiar și așa v-am zis, rămânem cu un profit de peste 11.000 de lei în luna octombrie. Mai aruncați către o privire pe pontul nostru.ro, fraților. Ce bilet a avut Andrei Belciuc pe miercuri seara? Un bilet senzațional. Gen de bilet pe care cred eu că pe alte site-uri nu le vedeți. De ce? Pentru că eu cred că pe pontul nostru.ro avem jucători care și bagă bani în pariuri. Asta e toată șmecheria. Noi ai bani, la noi oamenii care joacă ponturile și bagă bani. Iar Andrei Belciug, miercuri seara, s-a dovedit a fi senzațional de inspirat. A prins o cotă 9 din 2 meciuri. Cotă 9 din 2 meciuri. Păi un astfel de băiat, ce grup VIP ar merita, bă, fraților? Ce școală de tipster? A jucat la Inter cu pâlză în peste 1,5 goluri Inter în prima repriză, 2,50 cotă. Și Barcelona cu Bayern 2 și peste 2,5 goluri, cotă 3,60. Vă rog să le spuneți oamenilor care cer bani pe ponturi să se mai uite pe pontul nostru.ro sau la emisiunile noastre. Ca pe urmă a trebuit să intre dracului de rușine în pământ și să nu vă mai jecmânească de bani. Felicitări Andrei, mult succes în continuare. Felicitări Papion, felicitări Jojo, pentru că facem împreună o echipă de top. Panait George a fost unul dintre oamenii care s-a bucurat de pe urma muncii și a inspirației mele. Și haideți să vă arăt ce bilet a prins Panait George. Doar din ponturile mele, din recomandările oferite în episodul cu numărul 154, și-a înmulțit investiția de 118 ori. Și atât am de spus. Atât. A prins omul o cotă de 118 din recomandările mele. Mai are nevoie de o altă descriere sau ce să îi spun omule? Că ne bucurăm, că suntem atât de mândri, notat. A prins cotă de 118 din 11 recomandări pe care l-am dat în episodul 154. Și când omul a jucat 10 lei, nu cred că stă pe miliarde. Și ținând cont că a câștigat 1543 de lei bănuți care cu siguranță îl vor ajuta în perioada asta atât de dificilă pentru foarte mulți români, cum racu să nu crape inima de bucurie? Sunt toate recomandările din episodul cu numărul 154. Ce selecție a făcut? Practic din cele 14 câștigătoare, el a ales 11. Nea George, să trăiți, să beți o afinată mică, vă rog frumos, și pentru noi, și să ne pomeniți acolo pe pomenicile pe care le puneți la biserică și să sperăm noi că la vii. Și am mai primit un bilet pe care am zis, bă, n-am cum să nu-l dau. Bine, foarte multe bilete, dar am zis că, bă, ăsta e tare. De ce? Pentru că a venit un bilet jucat în străinătate de un român, o colecție de pariuri pe minim un gol în prima repriză. Atenție, minim un gol în prima repriză. Și a jucat 50 de lire. Țineți-vă bine. A câștigat 35.404 lire. Vedeți colecția de cartofe, cum spuneam noi în tinerețe, cote de 1.50, 1.28, 1.36 sunt unii care ce cote sunt astea, bă? Uite, și cu astfel de cote, chiar și o cotă de 1.17, 1.30, poți să le alături pe un bilet extrem de inspirat și din 50 de lire să faci 35.000 de lire, bă, tată, bă. Sunt bani, mă, 35.000 de lire, păi de capul meu, ce bil, 2, 4, 6, nu, mi-e greu să număr, că nici nu am ochelarii la mine. Aplaudăm acest antreprenor. Apropo, o să mă întrebați, Dorule, mai ai energie? Mai am, bă, tata, mai am pentru încă un live. Sâmbătă seara, pe la ora 19, cred eu, în data de 29 octombrie, suntem live, oameni buni. Am pus live-ul sâmbătă pentru că marți, miercuri, avem din nou UEFA Champions League. N-avem când să ne odihnim. Ei ne atacă cu tancurile, noi răspundem cu șurubelnița. Așadar, sâmbătă de la ora 19. Toată lumea pe canalul de YouTube Doru Crăciun. Până atunci, nu uitați că ne puteți urmări pe Telegram. Avem grup pe Telegram, vreo 6.000 ceva de membri, gratis. Ne găsiți. Comunitatea Doru Crăciun, profil de Facebook Doru Crăciun. Bă, suntem un business. Și pentru că suntem un business, haideți să vorbim puțin de cota 2. De vineri seara, pe care am jucat 250 de lei. Bă, când ai bani mulți în cont, parcă ți-e și milă să pui bani mulți. Am jucat doar 250 de lei pe cota 2. Vedem biletul. Și adar, vineri seara, rămânem pe lasvegas.ro, aveți bonus de 30% pe bilet. Deci, practic, voi nu aveți o cotă 2, că aveți o cotă de 2,60, da?
jucați biletul pe lasvegas.ro, secțiunea ponturile zilei. Nu aș lua cu Horsens. Du-te tu la un om de ăsta liniștit pe stradă și îi spune: băi, am jucat 250 de lei vineri seara pe Norjlancu Horsens. O să arunce cu pietre în tine, o să creadă că ești nebun sau sună la ambulanță. Între 26 goluri, cotă 1.29. N-ai cum să nu pariezi așa ceva. Avem un Genk cu Mechelen. Gazele câștigă minim o repriză 1.21 și un Greter Fjord cu Bielefeld între 26 goluri. O rețetă care îți poate dubla banii, fraților. Eu am zis că 250 de lei e suficient pentru o seară de vineri, ținând cont de profitul pe care l-am în octombrie, nu vreau să-mi stric pe final de lună, și am un câștig de 500 de lei. Vă invit să jucați acest bilet doar dacă aveți încredere în el. Tot pe vineri seara vă mai ajut cu un bilet în cote 3, pe care eu deja am plasat 200 de lei și un bonus de 30% pe lasvegas.ro. Vedem biletul! Avem Chindia cu Botoșani, noua pretendentă la titlul în Liga 1. Chindia, bineînțeles, are Neatoni, cred că 4 din 4 sau 5 din 5 victorii. Chindia joacă cu FC Botoșani. Va fi un meci imposibil de privit, cu singurul șut pe poartă venim prin minutul 78. Eu l-am jucat X pauză sau finală 1.65. Apoi avem un Lens Toulouse. Lens cred că are 6 din 6 victorii pe teren propriu. Nu săriți, fraților, pe unul solist, că s-ar putea să vină și acea piedică pentru pariori. Le-am jucat peste 1.5 corner la 1.41 și un Werder cu Hertha, oaspeții marchează la cotă 1.30. Ne triplăm investiția cu 3 meciuri pe vineri seara, ar fi ceva extraordinar. Haideți să aruncăm privirea puțin peste biletul de weekend pe lasvegas.ro. Atenție, pe biletul de weekend pe lasvegas.ro aveți un bonus de 50%. Îl găsiți în secțiunea ponturile zilei. Dacă jucați biletul pe lasvegas.ro, nu doar că primiți bonusul de 50%, dacă îl plasați cu 50 de lei, aveți un free bet de 25 de lei. E o promoție, să-i spunem așa, cu acest bilet de weekend pe care nu o veți găsi la niciun alt operator. Iar biletul de weekend pe lasvegas.ro e cu Leicester, Manchester City 2 și peste 2.5 goluri, Liverpool cu Leeds, victorie pentru Liverpool, Valencia, Barcelona, pauză sau final 2, Real Madrid cu Girona 1 și peste 2.5 goluri, cotă 1.58 și Torino cu Milan, rossoneri câștigă cel puțin o repriză la 1.60. Aveți o cotă totală de 8, deci puneți 50 de lei, aia înseamnă 400 de lei câștig plus 200 de lei bonusul de 50%, 600 de lei ar fi câștigul. Profitați, fraților, că nu degeaba vă spun. Haideți să mergem pe ziua de sâmbătă. Ce bilete am jucat? O să începem cu cota 2. Vedem propunerea. Nu știu de ce am jucat așa, dar în ultima perioadă am foarte, foarte, foarte mare încredere în alegerile mele. Și fiți atenți ce tâmpenie am jucat din toată oferta de sâmbătă. Club Brugge-Ostende. Gazdele marchează minim 2 goluri. Brugge vine după înfrângerea cu Porto și cred că are de luat o remașă în fața propriilor fani. Iar Ostende poate fi o încasatoare bună. Inter marchează minim 2 goluri cu Sampdoria și Stuttgart cu Augsburg gazdele marchează. Bă, nu e un bilet simplu pentru o cotă 2, eu recunosc că ai nevoie de minim 5 goluri. 2 Club Brugge, 2 Inter și 1 Stuttgart. Dar asta a fost inspirația mea, ăștia sunt banii mei, merg pe acest bilet. 350 de lei ori 2, ne dublăm investiția, 700 de lei. Aveți bonus de 30% pe bilet pe lasvegas.ro. Tot sâmbătă avem un bilet în cotă 3.03 pe care am jucat 250 de lei, posibilul câștig este de 757 de lei. Vedem biletul. Goluri, goluri, goluri în 4 meciuri extrem de interesante. Avem pe Mestalla Valencia cu Barcelona, ambele marchează sau peste 2.5 goluri, 1.34. S-ar putea ca Barça să nu bată la Valencia. Frankfurt cu Dortmund, ambele marchează sau peste 2.5 goluri, 1.31. Leipzig cu Leverkusen, ambele marchează sau peste 2.5 goluri, 1.28. Și Bayern München cu Mainz, gol în ambele reprize. V-am zis, goluri, goluri, goluri în 4 meciuri, unde ar trebui să vedem spectacol. Bun ar fi 757 de lei pe final de lună. Dar pe ziua de sâmbătă nu ne oprim aici, pentru că mai avem și al treilea bilet pentru iubitorii de senzații tari, cei care joacă mize mai mici, bilet în cotă 9.63. Avem Șef și Craiova. Inițial am vrut să joc la meciul de la Sfântul Gheorghe peste 1.5 goluri. Dar zic, băi, un meci de la încrâncenat, dracu, iar joc pe Liga 1, zic, bă, mai bine joc minim 8 cornere, 1.47.
Avem Leicester cu City la amiază, gol în ambele reprize 1.43. Pe seară avem Liverpool cu Leeds, gol în ambele reprize 1.38. PSG cu Troyes, 1 pauză, 1 final și peste 1.5 gol 1.42. Nenorociții de la Sevilla cu Vallecano, peste 1.5 gol 1.40 și Valencia cu Barcelona, minim 9 corneri 1.67. Bă, n-arată rău biletul. Acolo, la Șef și Craiova pe cornere, 1.47, da, pot fi 8. Și aici, la Valencia-Barcelona, minim 9. Depinde foarte mult pe cornere și în funcție de scenariul meciului. În rest, biletul n-arată rău, cotă 9.63. Apoi, duminica, în familia pariurilor. Începem în cotă 2, fraților. Avem așa, o cotă de 2 pe care investim 350 de lei, lejer, 717 lei posibilul câștig. Luvan cu hand, între 26 goluri, 1.27, luăm prin surprindere, oameni buni. Avem un Lyon cu Lille între 26 goluri, 1.24 și Union Berlin cu Gladbach 1x, cea mai bună echipă de pe teren propriu. Nu cred că Gladbach bate în această deplasare 1x. Așadar, vedem un Leuven cu Hent 1-2, Lyon cu Lille 2-2, Union Berlin cu Gladbach 2-0. M-am și dat scorurile corecte să nu ziceți că-s băiat rău. Tot duminică ne triplăm investiția cu un bilet în cotă 3.40. Am lovit 200 de lei pe el. Haideți să vedem biletul. Și avem așa, Rapid CFR, ce te poți aștepta de la un acest meci dacă nu au un scenariu identic ca cel dintre Rapid și Farul? X pauză sau final 1.63, Spezia marchează în poarta Fiorentinei 1.48, s-ar putea să fie bani pe jos, atenție la acest meci, și PSV cu Naime, hand goal în ambele reprize. Ce e mai simplu decât atât? Rapid 0-0 la pauză, Spezia Fiorentina 1-1, PSV cu Nijmegen 4-2. Am dat scorurile corecte și aici. Și închidem povestea pe duminică cu un alt bilet în cotă 9.55. Haideți să-l vedem. 125 de lei am jucat pe acesta, la fel ca și pe biletul de sâmbătă în cotă 9. Avem Schalke Freiburg, oaspeții câștigă cel puțin o repriză, s-ar putea ca Freiburg chiar să-l bată la Schalke. UTA cu FC Argeș, am jucat în primul rând cota 1.53 la peste 1.5 goluri, s-a dus Nea Croitoru la FC Argeș, senzațională poza cu Jean Vlădoi, Croitoru și Daniel Stanciu. Daniel Stanciu e mai în vârstă cu vreo 10 ani decât Croitoru, arată de 20 de ori mai bine. Croitoru ăla zici că aleargă după butelii pe teren, frate, mai pune, bă, tu mai lasă furculița din mână. Arsenal cu Nottingham Forest, gol în ambele reprize, cotă 1.49. Torino cu Milan, peste 7.5 cornere, 1.33, Rosenborg cu Bodo Glimt, peste 2.5 goluri și Manchester United cu West Ham, peste 1.5 cornere. 2-4-6 meciuri. Ai arată rău. Bilet în cotă 9.55. Nu lipsește biletul special pe sâmbătă și duminică. Fraților, jucăm în cotă 17 și 11. Forță, tată, avem o colecție de evenimente, vedem biletul. Și adar biletul special, selecții de sâmbătă și duminică, Valencia-Barcelona ambele marchează sau peste 2.5, Frankfurt cu Dortmund ambele marchează sau peste 2.5, Leicester cu City gol în ambele reprize 1.43, PSG cu Troyes 1 pauză, 1 final și peste 1.5 gol 1.42, Union Berlin cu Gladbach 1x 1.30, Rapid CFR X pauză sau final 1.63, Arsenal cu Nottingham Forest gol în ambele reprize 1.49 și Rosenborg cu Bodo Glimt peste 2.5 goluri. Doamne, facem o cruce. Bun ar fi un bilet în cotă 17, 134 de lei, 2600 de lei ar fi dulceață. Atenție, biletul în cotă de luni seara e o invenție pur românească, marca Crăciun, doar un bilet jucat dintr-un singur eveniment, nu o să o vină să credeți, e senzație, șoc, breaking news. Vedem biletul. Ucluș FCSB peste 2.5 boabe, 2.15. Am zis așa, bă, Ucluș că marchează Neagoe ăla, bă, e șmechere pe filiera Victor Pițurcă Eugen Neagoe. A fost Ucluș cu CFR 1-2, cred că și pe aici vom avea un penalt, entuziasm pe Cluj Arena, multă lume, peste 20.000 de oameni, Ucluș vrea să marcheze, FCSB cred că le împinge din penalt, că din noi ajută arbitrii. Cred că e meci de GG și peste 2.5 goluri, cam așa văd eu duelul. Nu o să mă duc pe stadion, că nu mai tentează. Stau în fața televizorului cu o bere și aștept golurile. Am jucat doar 250 de lei, să nu zic ăștia la casele de pariuri că nu le dau nimic. Așadar, 537 de lei. Cam ăsta e, fraților, episodul cu numărul 155.
Ne revedem, când am zis, sâmbătă, de la ora 19. Suntem din nou pe live. Sper să renunțăm la dulciuri pentru că ne bagă în mormânt. Până data viitoare, pariați responsabili și să fim sănătoși! Această emisiune este sponsorizată de LasVegas.ro.